Bine v-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Ei bine, astăzi dau drumul unui vlog. Suntem în 3, hai zic februarie, 3 octombrie și astăzi vreau să mă pregătesc cu voi pentru prima zi de facultate, deschiderea facultății, practic. Nu o să fie cine știe ce, o să fie o ceremonie, probabil, în care o să vorbească rectorul și alte persoane, dar eu vreau să mă duc și am zis să mă pregătesc împreună cu voi. Căutam eu ceva pe aici pe la mine, să văd unde am pus-o, lampa aceea care mai dă și puțină lumină, să văd dacă face o diferență. Asta o am de pe F64, cred, nu mai țin minte. Da, e o diferență, o să o pun eu pe oglindă. Eu zic că face o diferență totuși. Mi-am pus aseară bigudiuri pentru că nu mi-am mai pus de foarte mult timp. A trecut destul de mult timp de ultima oară când am vorbit așa cu voi și de când m-am pregătit împreună cu voi. Apropo, o să folosesc această lociune tonică pentru ten normal de la Viva Natura, care îmi place foarte mult, și folosesc aceste dischete de la Miniso. Nu-mi plac de nicio culoare. Le-am arătat eu într-un hol, nu mai știu când am fost la București. Și pentru că nu-mi plac de nicio culoare și trebuie să pun foarte multe, pun câte trei ca să le termin mai repede, pentru că nu-mi plac. Da, și vă ziceam că astăzi merg la facultate și voiam așa să vă pun un pic la curent cu ce se mai întâmplă cu viața mea. Ultimele 2 săptămâni nu au fost neapărat cele mai bune. Mercur retrograd, îmi place să spun. Care a ținut, apropo, până pe 2 octombrie. Acum chiar sunt curioasă. Eu atunci când, nu știu, când ceva nu merge bine, caut să văd dacă Mercur este retrograd și de fiecare dată când Mercur este retrograd se întâmplă ceva și așa s-a întâmplat și acum. Acum o să folosesc vitamina C20% de la Revox. Așa. Apropo, acum când vorbesc cu voi este ora 8:04. La 10 am zis eu că plec de acasă, o să iau un Uber până acolo, pentru că nu văd Bolt, depinde ce e mai bun. De fapt, n-am să vă mint, ce e mai ieftin. Așa, în fine, și vă ziceam eu că nu am avut cele mai bune săptămâni. Din păcate am o problemă la unghia de la degetul mare. Unghie care mi-a fost extirpată chirurgical, din păcate. Dacă mă urmăriți pe Instagram, știți că m-am tot plâns eu pe acolo. Apoi o să folosesc acest Uncharted Light to Me de la Boys and Berries. Am un pic emoții din cauza că mă machiez cu voi pe cameră, pentru că multă lume mi-a cerut să fac machiaj pe cameră, dar sau get ready with me, doar că eu atunci când mă machiez, în general, pe cameră, nu știu, parcă am emoții și ceva nu iese cum trebuie. Acum nu vreau să fac eu mare lucru, o să fac un machiaj destul de... Inițial am zis că o să fie colorat, dar acum că stau să mă gândesc, cred că mai bine vreau ceva mai pe simplu, dar vom vedea. Că eu mereu zic că vreau ceva pe simplu și ajung să fac ceva complicat. Între timp, o să las să încearcă să-și facă treaba și aplic crema cu SPF de la Altruist, cu SPF 50. Da, și vă ziceam că a trebuit să mi se extirpe chirurgical unghia de la picior. A fost o experiență foarte... nu știu, a trecut destul de rapid și nu pot zic că a fost neapărat dureroasă. Dureroasă este, în schimb, recuperarea. O să fac un clip în care vă explic prin ce am trecut, pentru că, geez Louise, n-am crezut în viața mea că o să experimentez acest fel de durere. Și dacă mai auziți ceva pe fundal, ăla e stomacul meu, pentru că încă nu am luat micul dejun și mă cam bombăne, dar, sincer, am vrut întâi să mă machiez pentru că știam că e posibil să mă lungesc.
Și, na, da, sunt un pic haotică în clipul ăsta, pentru că, de ce nu aș putea fi? Da, nu, eu n-am mai făcut de mult un vlog, de când n-am mai făcut? Cred că ultimul a fost la București, când am fost la Digital Divas și atunci nu am mai făcut. Pentru machiajul din pliu o să folosesc această palete de la Morphe 35N, care are o grămadă de nuanțe nude, împreună cu o pensulă de blending de la Ebelin, pe care am zis că am găsit-o, cred. O pensulă de la Ebelin, v-am recomandat-o de mai multe ori. Acum nu o să stau să vă arăt ce farduri folosesc, pentru că ar însemna să ne lungim foarte mult. Da, vă ziceam că am avut această operație, mi s-a făcut anestezie, a fost prima oară când am avut o operație de fapt, pentru că eu n-am avut în viața mea operații, nici măcar, nu știu, la dinți sau așa, în fine. Mi s-au făcut trei injecții cu anestezic și that's it. Că în rest nu am mai simțit nimic. Dar v-am zis, o să fac un clip separat pentru că am căutat foarte mult pe YouTube să văd dacă găsesc clipuri. Și efectiv nu am găsit decât un clip cu experiența unui tip. Așa că o să fac eu. Apoi am avut niște probleme legate de clipurile mele. În fine, nu vreau să mai vorbesc pentru că m-am enervat destul și dacă m-ați urmărit pe Instagram ați văzut chestia asta. Dar acum mă rog la Dumnezeu, îngerași pufoși, whatever, univers, să se fi rezolvat. Și da, planul pentru azi, o să plec de acasă pe la 10. La 11 este practic deschiderea, dar eu mă duc mai devreme ca să pot să și plătesc, pentru să-mi plătesc taxa, mă refer, pentru că azi este ultima zi, iar eu am selectat să plătesc într-o singură tranșă și da, trebuie să mă duc să rezolv cu treaba asta. Combin diverse nuanțe din paleta asta de când am redescoperit-o, pentru că o țineam într-un dulap închisă, sechestrată, săraca, și de când am descoperit-o, când am făcut curat în acel dulap, am început să o folosesc și să mă joc mai des cu nuanțele astea de nude. Deși știți că eu sunt o colorată, colorata mâinii gata, dar nu fac cine știe ce machiaj. Inițial aveam plănuit altceva, dar o să renunț la ideea respectivă și o să aleg altceva. O să iau paleta asta, Lovely, auriu ăsta care este superb. Și le iau pur și simplu cu degetul. Mai fac și chestii în astea. Pentru că se aplică destul de bine și așa. Plus că nu mai trebuie să mai curăț eu în plus pensule. Pentru că eu le curăț cu soluții în aceea de curăța pensule după fiecare utilizare. Și da. Cam asta e treaba, v-am zis la ora 10 plec, până când vine șoferul, până când ajungem, până când mă duc să plătesc, n-am, eu zic că se face 11 și abia aștept să aflu mai multe pentru că momentan nu știu prea multe, nu știu dacă o să se facă cursurile strict la facultate, dacă o să fie hibrid, dacă e online. Ideea este că eu am majoritatea colegilor mei din alte zone, din alte zone ale țării și mă îndoiesc eu că o să fie o să fie doar la facultate. Acum, nu știu, să vedem, poate mă înșel eu, habar n-am. Între timp o să aplic același anticearcăn pe zona cearcănelor.
Eu nu mai folosesc fond de ten de foarte mult timp și o să folosesc direct degetul pentru că, la fel, nu mai vreau să mai stau să mai curăț o altă pensulă. Deși trebuie să recunosc că uneori se vede mai bine cum dacă folosesc pensula. Dar, în fine, trecem peste. Ok, vă ziceam de facultate, că nu știu cum o să fie, vreau să văd dacă o să ne dea orar sau ceva, deși e posibil să fie un pic prea devreme, dar, na, sunt curioasă. Anul ăsta o să fie unul destul de intens, asta având în vedere că sunt ultimul an, o să am licența, trebuie să vorbesc și cu domnul profesor care o să-mi fie coordonator să vedem ce și cum. Eu mi-am ales coordonatorul din timpul anului 2, de fapt, și am vorbit cu dânsul și mi-a spus că mare în vedere. Asta este pudra de la Rimmel London. Da, deci că mănânc pudră, sincer. Eu aplic pe toată fața pentru că nu suport cum se vede SPF-ul. Și îmi place să o aplic pe toată fața. Dar, după cum vă ziceam, nu am decis încă tema lucrării de licență, oricum o să fie ceva pe social media, pentru că domnul profesor și-a dat seama că eu pe zona asta sunt și vreau să merg, plus că îmi place să-mi aleg atunci când am eu voie să-mi aleg tema pentru o lucrare, îmi place să aleg ceva care știu că îmi place, îmi place să aleg ceva care știu că îmi place, normal, Sabina. Nu, dar îmi place să aleg un subiect pe care sunt sigură și să stau în zona mea de confort, pentru că dacă aș alege ceva care nu îmi place și care e așa mai greu de digerat, știu că aș trage foarte mult de mine și nu neapărat că n-ar ieși bine proiectul, dar durata ar fi mai lungă. Apoi, folosesc Essence 24 Ever Ink Liner, tușul ăsta care este superb. Nu știu cum, ce vedeți voi prin spate, pe acolo eu aiureală. Dar o trecem peste. Și acum ar trebui să nu vorbesc ca să pot să-mi aplic cum trebuie. And that's it. Și voi vă țineți respirația atunci când faceți linia de tuș. Ce, era posibil să nu iasă ciudate liniile? Nu. E ceva normal. M-am pătat. M-am pătat aiurea, pentru că asta se întâmplă când încerc să fac și să și vorbesc și să... Da. Vedeți de ce nu fac eu clipuri în care mă machiez? Pentru că eșuez lamentabil. Dar nu-i nimic. Hashtag viața e superbă. Apoi folosesc acest mascara de la Essence Lash Princess Pore Lash Effect. Ok. Mi-am pregătit și cu ce mă îmbrac. Acum să vedem cum e vremea. Nu știu cum sunteți voi, dar eu efectiv nu mai știu cu ce să mă mai îmbrac. Pentru că eu sunt foarte friguroasă deja, pentru tricou mi se pare că e destul de frig și hainele astea in between, să zic așa, nu prea am. Și asta este. Apropo, o să încerc să postez clipul ăsta exact în ziua în care îl și filmez. Așa. Apoi folosesc Balmain Lift nu știu cum îi spune, brow mascara de la Catrice. Ca să-mi aranjez un pic
Sprâncenele, nu știu, sprâncenele nu sunt punctul meu forte. Și nici nu-mi place să mi le fac. Adică pe lângă faptul că nu mă pricep, nici nu-mi place să le fac, nu am răbdare, nu mă interesează, e un subiect, nu știu, un subiect care nu mă pasionează. Ok. Și ăsta este machiajul, mai am doar să-mi pun ceva pe buze și cam asta fac eu zilnic. Acum, ceea ce vreau să vă spun este că nu trebuie să vă luați după pașii pe care eu îi fac. Nu vin aici să mă declar aceasta tot știutoare, am făcut un singur curs de make-up, dar eu oricum fac lucrurile cum mă taie pe mine capul și cum mi se potrivesc mie. Și doar pentru că mi se potrivesc mie, nu înseamnă că o să vi se potrivească și vouă. Este 8 și 20, bine, și 19 mai exact. O să mă duc acum să mi-aduc ceva să mănânc și ne mai auzim pe parcurs. Între timp mi-am făcut unghiile, bine, aș fi vrut eu să dau și cu acel CD pe deasupra, dar nu cred că mai am timp. E 9:27, am mâncat și acum aștept să văd dacă primez un mesaj de la doctoriță, pentru că i-am arătat pozele cu unghia. Să vedem dacă ce spune și după aia să mă apuc și o să mă îmbrac și să plec. Ok, mi-am luat pe mine cămășuța și am primit veste de la asistenta doamnei doctor la care merg cu degetul și nu sunt vești foarte bune, dar în fine, trecem peste. Mă pun să-mi dau jos codițele și ne vedem imediat. Și arăt de mare excepție, trebuie să-mi bag mâna prin el pentru că nu. Nu o să mă duc așa cu el, dar voiam să vă arăt cum stă momentan. Și asta este the final look. Bine, tu nu poți zic că sunt super încântată de cum stă părul, dar o să se mai lase el, de-abia am dat drumul. Pe buze m-am dat cu un ruj lichid de la Rare Beauty. Asta este nuanța, scrie foarte mic, Courage, da, am nevoie de niște Courage. În fine, mi-am făcut geanta, am căutat, o să merg cu Boltul pentru că e mai ieftin decât Uber. Gen, Boltul mi-a 55 de lei și Uber mi-a 70. Like, what? Nu, o să iau Boltul. Așa că, da. Vă mai arăt așa, încerc să filmez un pic de pe acolo. Vedem. Mă pun și o să mă încalz și plec la drum. Ok, și cred că aici o să fac încheierea pentru acest clip. Tocmai ce m-am întors acasă de la deschidere, a fost frumos, doar că a fost extrem de frig și efectiv îmi înghețase buricile degetelor și eram așa de aoleu, mai durează mult, dar mă bucur că am reușit să rezolv ceea ce trebuia să rezolv. Am plătit taxa, m-am întâlnit și cu câțiva colegi și acum am venit acasă, am primit o surpriză. Ok. Mi s-a părut foarte drăguț că am primit acea insignă, v-am arătat-o, din partea rectorului nostru și da, mi s-a părut drăguț, am urcat pe scenă, nu am ieșit în poză, cu siguranță, pentru că, da, s-au băgat toți uriașii în față, dar în fine. Și înainte să fiu în dreptul de mama care a venit să-mi aducă un ketchup, încercam să vă zic că am primit o surpriză foarte frumoasă, dar mai multe nu vă zic, acum o să vedeți voi într-un clip viitor. Și acum vreau să mă pun și eu să mănânc pentru că mi-e cam foame. Să vedem ce facem cu degetul pentru că mi s-a schimbat tratamentul. Și cam atât pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut clipul de azi, aștept să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până într-un videoclip, să dați superbă! Pam, pat! Pa!